11 permise de vânătoare, 23 de permise de pescuit, toate false. După informațiile noastre, în ultimele săptămâni au fost difuzate peste 200 de asemenea permise de către dumnealor. Îi recunoașteți? Nu. Nu? Recidiviști. Aveți la dispoziție dosarul, poftim. Mi se pare că m-am mai ocupat eu de ei în urmă cu 3 ani. Atunci mi-a scăpat. Aveți ocazia să vă revanșați. Vă rog să mă iertați, Orșmaier. Aglomerație, stopuri multe? Nu-i nimic, ia loc. Dacă îmi permiteți. Ăsta e Adonis, zis șopăr la neagră. Nu-ți fă griji, vidrașcule, l-am arestat ieri după masă în timp ce buzunarea un cetățean. Bravo, atunci, capitan. Și mă rog, de ce n-ai găsit de cuvință să mă anunți și pe mine? Păi... v-am dat un telefon, dar nu răspundea nimeni. Da. Tot ieri după amiază a dispărut de la domiciliul conjugal Duduia Sabina. Sabina? Sabina zise Mielușica. Am vrut să eu, doar șumăr. Chiar din aur, i-am dat un telefon soțului și i-am spus că Duduia Mielușica se află în siguranță, poate pentru mai mult de 2 ani, și știți ce mi-a răspuns la telefon? Ok, spălați-vă cu ea pe cap. Parcă ar fi șampon. Doar capitan. Da, doar șumăr. Păreți obosit, zdruncinat. Ce e cu dumneavoastră? Poate așa, din punct de vedere fizic, dar să știți că moral mă simt excepțional. Ce are, mă? Știi, eu aveam și pentru voi ceva, dar acum, după succesele astea, știi, chiar mă jenez, nu... Nu, nu, vă rog să spuneți, orașul Maior. Dar notezi? Da. Da, cred eu. Stăreția Mănăstirea Gapia ne aduce la cunoștință că susnumitul Radu Cosmin, ai notat? Da, da, notez. Radu Cosmin, domiciliat în strada Pajiștea Verde 22, care a stat vreo 2 săptămâni la mănăstire, nu și-a achitat cheltuielile de cazare, nici datoriile pe care și le-a făcut pe la Maicuțe. Iar la plecare a furat și un potir de argint. Potir? Mm-hmm. Tovarășul Maior. Un potir în valoare de 300 de lei, tovarăși capitan. 300? Da, ăsta e un caz rar, ăsta e exact pentru mine, tovarășul Maior. Asta îmi trebuia mie. Un caz de 300. Bine, tovarășe, să jefuiești dumneata Sfânta Mănăstire, să împrumuți bani de la Maicuțe și să o întinzi englezești. Englezești, tovarășe, am plecat normal. Ceva? Am plecat normal. Urmând ca cheltuielile de cazare și celelalte datorii pe care le-am făcut să le plătesc omul care m-a angajat și pentru care am muncit. Dar eu plătesc totul, tovarășe. Plătesc totul. Poftim, să n-am buclucuri. Cine v-a angajat? Un fost pictor, n-are nicio importanță. Dar ar fi bine să le dați toate amândurile pentru că afacerea e foarte încurcată. Mai cine vor să facă proces? Dumbrăveanu, Matei Dumbrăveanu. Așa? Nu era chiar pictor, dar se ocupa. Făcea icoane și celelalte reproduceri. Aha. Vai de mine, 39 de grade, vă rog să mă iertați, dar trebuie să mă bag în... Numai o secundă, o ultimă întrebare și să știți că plecăm imediat. Făceați reproduceri după icoanele din mănăstire. Da, dar nu știu după care. Știți, între mine și domnul Dumbrăveanu s-a evit o neînțelegere. Pe plan artistic. Da, dânsul lucra în alt stil. E sigur, probleme de creație complicate. Noi nu le băgăm în chestii de astea. Altceva voiam să vă întreb. Da. Pentru cine le-ați reprodus? Nu mi-a spus. Dar cred că nu le făcea pentru o persoană anume. Nu. Asta se vând ușor. Toți cumpără. Mai ales turiștii. Mai ales dacă îi convingi că au o anumită vechime și sunt originale, știți? Oh. Voi e rău. Ar fi bine să vă îngrijiți. Vă trimitem noi un doctor imediat. Hai, căpșuna. Multă sănătate, la revedere, da. Mulțumim. Vă salut. Matei Dumbrăveanu, poreclit pictorul, a fost condamnat la 15 ani închisoare și a ispășit pedeapsa. A ieșit acum 6 ani și de atunci n-a mai avut nicio sesizare în privința lui. Dar e sigur că a fost condamnat pentru falsificarea unor tablouri. Are și fotografie? Are. Da. Dacă îmi permiteți, tovarășul Maior. Da. Eu și membrii brigăzii mai avem un rest de 3 zile de concediu. V-aș ruga să le aprobați acum, pentru că avem mai puțin de lucru. Eram sigur, voi v-ați obișnuit cu concediile. Abia ați venit de la mare, vreți să plecați la munte. Exact. La munte, doar și mai. Nu pot să vă refuz. Sunteți băieți de treabă, sufletiști. Cum le dai să rezolve ceva, cum te poți aștepta la orice? Am vrut să vă fac o surpriză, dar trebuie să vă raportez. Acest Matei Dumbrăveanu... Biserica Mănăstirii Agapia a fost zidită între anii 1642 și 1644.
Pictura murală a fost executată de pictorul Nicolae Grigorescu. Cea mai prețioasă icoană este aceasta. E icoana noastră făcătoare de minuni. De o calitate artistică excepțională, atât prin compoziție, prin colorit, dar mai ales prin finețea execuției, această icoană amintește de pictura miniaturiștilor. După cum probabil ați auzit, S-ar putea să-i exprim o dorință? Ar vrea o avansare. Nu, tovarăș Plutone. S-ar putea? Dar minunile nu se întâmplă oricând și cu oricine. Nu v-a surprins deloc faptul că în ultima vreme icoana aceasta n-a mai făcut nicio minune? Îmi pare foarte rău, dar trebuie să vă spun. Originalul a fost înlocuit cu o copie. Doamne Dumnezeule! V-aș ruga să ne spuneți tot ce știți despre Matei Dumbrăveanu. Căpșună împrejurimile. Nu vă spune nimic acest nume? Matei Dumbrăveanu. Nu, domnule. Dar poate maica Anastasia să știe că ea conduce vizitatorii. În ultimele 10 zile, mănăstirea a fost vizitată numai de grupuri de turiști din București. Știu asta precis. Eu i-am condus și le-am dat explicații. Domnul Matei Dumbrăveanu, cât a stat aici? Puțin. 2 zile. A reprodus o singură icoană. Apoi l-a lăsat pe domnul Radu Cosmin să continue. Dacă sunteți amabile, au fost numai turiști români sau și străini? Foarte puțin străini. 4 sau 5. Niciun vizitator singur? Nu, numai în grup. Acum câteva zile au fost 2 vizitatori de la București. Unul era român, iar celălalt vorbea în franceză. Când au stat mai mult de o jumătate de oră în mănăstire, străinul a mai venit de câteva ori, a vrut să deseneze mănăstirea, avea o planșetă de desen. M-a rugat pe mine să-i dau voie și am spus că da. Ați putea să ne-l descrieți cât mai amănunțit cu putință? Da, sigur că da. Am să vă spun. O clipă, vă rog. Cristolomeanu, du-te până la mașină și adu aparatul. Am înțeles. Bonjour, domnilor. Bonjour, mamzel. Luați distanța legală. Poftim. Poftește, domnișoară. Cine vă recomandă? Cine să mă recomande? Vocea și talentul meu. Un răspuns excelent. Cu ce începeți? Cu 2 rândunici. Le aveți aici? Care, că sunt 4? Cele mari sau cele mici? Lăsați, vă rog să începeți. 2 rândunici, 2 mari și 2 mici au trecut pe aici. 2 rândunici, 1! Stați, Suduie, stați, că noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi. N-aș citit în anunț? Noi facem un turneu în străinătate. Tokyo, Japonia, ne trebuiesc numere rare. Numere de atracție, un număr frumos, un număr internațional, dacă vreți să spun așa. Apropo, știți step? Step! Sau bro pe 6. Domnilor, știu să cânt. Am o diplomă de participare. Diploma nu cântă, domnișoară. Evacuați sala, încercați la operă. Știu să cânt, domnul Portafoloc. Am și o diplomă de participare. Moment, lasă o octavă. De unde să o iau? Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Gata. Marlene Dietrich. Cine vă recomandă? Familia. Tata, aici nu scrie unde ați studiat. Cu cine și la ce rezultate ați ajuns până acum? Scrie numai 100 lei. Puțin? Foarte puțin.
Mă rog, cu ce începeți? O romanță. Zi. La umbra nucului bătrân, sub bolta înflorită, tu mă rugai să mai rămân, să te sărut o clipă. Și sub castanii înflorii. Ce facem cu, cu ea? Nu, cu suta. O reținem taxă pentru răbdare. Tău lin, inima un telefon inventat de Cupidon. Văduți, nu e niciun... Duduiță, Duduiță, dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem. Lăsați jurul să delibereze. O clipă. Da, imediat, imediat. Exact. Seamănă? Chiar foarte bine. Nu se poate, uitați-vă încă o dată. Vă asigur că dânsul a fost. Piei satanul, știi cine e? Steriade. Gogo, noi nu mai scăpăm de ăștia toată viața. Măicuță, cum ar putea un necredincios să scape de un blestem care a căzut pe cap? Un necredincios? Nu ține de noi, adresați-vă în altă parte. Unde, măicuță? Cine vă recomandă? Un frate al meu mai mare. E cântăreț și dânsu? Nu, a fost mandatar. Da, și acum e... Sau e... Domnișoară, noi... rămân pentru deliberare. Domnișoară scumpă, dumneavoastră aveți o prezență. Noi urmărim... Să nu fim urmăriți. Te dau afară din juriu. Domnișoară scumpă, dumneavoastră aveți o prezență, v-ați pregătit bine și noi... Vă admirăm. Corespunzător. Și vă aplaudăm. Deci, domnișoară scumpă, se aprobă. Da. Vă salut, domnul Vasilesco. Suntem în concurs. Venim. Bosul ne cheamă la el, la ora 4. Suspendăm. Au, cafeaua! M-a opărit, mi-a vărsat cafeaua în poală. Contractele dumneavoastră. Parisul este de acord să vă primească și să vă salute. Londra e de acord să vă primească și să vă aplaude. Ia. Tokyo de asemenea. Numai că aici cunoașteți clauza, totul în japonez. Imava toku. Domnul Vasilescu, vreau suficient, să vă pup și eu. Suficient, vreau să vă pup. Suficient, suficient. Domnul Vasilescu, noi am făcut o încercare. În japoneză, un cântec românesc. Nici o lacrimă. Și... Nici o lacrimă, nici o lacrimă. În japoneză. Nici o lacrimă. Stoți vâno, namida sae, mi se naide. Una dake o, gomomuneni. Nemurenu noio, imabatoku. Adică să nu plângi în zadar, imabatoku. Și semnăm chiar acum. Nu, nu. Acum v-am poftit numai să vi le arăt. Desemnat. Le semnați mâine după amiază. Ne se mai de varum. Vă supără dacă v-aș cere și eu un mic serviciu? Orice, pentru dumneavoastră, orice. A, e vorba de nimica toată. Să faceți un drum până Moldova. Prietenul Gogu știe că am făcut niște desene după mănăstirile din Moldova, să le am amintire. E, și m-am uitat planșeta cu desene la un schi de călugări. Adică am pus-o la loc ferit pentru vreo câteva ore cât am vizitat crama schitului. E, și am uitat de el. Aia m-au dus direct la gare. Cam pe patru cărări. Dacă n-ar fi telefoanele cu străinătatea, m-aș duce eu să iau planșeta. Da, aștept. Aștept câteva telefoane și de la Londra și de la Tokyo. De la Paris pentru niște afaceri.
printre care și turneul vostru. Maestre, noi suntem gata la datorie. Oricând, la orice oră. Atunci să vă dau câteva indicații asupra locului, dar să nu încerca și voi vinurile crami. Bună! Bine, aici e mănăstirea Agapia, iar peste deal Schitu Sicăstria. Acolo este o cramă. Dacă permite să raportez. S-a furat o icoană, o icoană foarte prețioasă de la mănăstirea Agapia. Originalul a fost înlocuit cu o copie. După părerea mea, icoana se găsește undeva între mănăstirea Agapia și mănăstirea Sihăstria. Portretul vorbit, da. Portretul vorbit seamănă reit cu Gogu Steriade, așa că, toarșul major, fiți bun și ajutați-ne, așa cum ați făcut-o întotdeauna. Da, da, brigada o să fie la înălțime. Vă mulțumesc foarte mult. Lu Gogu e rău și el a mai fost cu avionul. Ce glume poți să faci, mă, Gogule, și în avion? A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlborough, în Australia. Vedeți ce important e să te lipești de un boss? Ce eram noi până acum 2 ani? Tu furai căței. Stai câte unde e englezul ăsta. Scuzate, senior. Îi spălam, curățam. Îi spălai, îi pachetai, dar tot hoție era. Și tu? Legați-vă centurile. Profesor de mimică. A rămas la aceeași branșe. Hoție, excrocherie. Acum dormim liniștit, mă. Lucrăm legal. Legați-vă. La ce înălțime ne află? Că mi-e mereu. Fitare, ești cu mine. Legați-vă. Legați-vă. Ce-ați făcut, mă? Ce-ai făcut? Legați centurile, mă. Tu ai înțeles cătușele. Alo! O veste mare, toarși capitan, care o să vă bucure de spus. Acum o oră a plecat în direcția dumneavoastră Gogu Steriade și cei doi amici. Da, sunt convins că o să-i primiți așa cum se cuvine. Da, avionul de Suceava. N-ar fi rău să-i așteptați pe aeroport. Cu fanfară. Ne. Trebuie să vă ocupați de domnul Vasilescu. Pardon? Domnul Vasilescu. A reținut un bilet pentru avionul de mâine dimineață și 2 bilete pentru expresul de mâine seară, în direcția București-Budapesta-Viena. 2 bilete de tren? Da. Unul de-a întâia și unul de-a doua. Înseamnă că s-au gândit la toate. Dacă îi sosește icoana până la ora H, o întinde cu avionul. Dacă nu, pleacă seara cu trenul. Și îl însoțește și un borfaș care duce icoana până la graniță. E clar, e mai sigur așa. O să-l ajutăm și noi să o ducă. Deocamdată nu uitați că domnul Vasilescu dă o recepție în cinstea vechilor săi colaboratori. Strada Vulturilor 131. Gata tratația, madame Tache. Gata, mișule, ca de Crăciun. Da, Kendry, de ce întârzie Kendry? Au venit acum în sfert de oră, acum aș pun fracurile. Băieți, contez pe voi. Să vă mișcați ca pe scena operii mari din Paris. Balet. Asta pretinde la voi. Balet. A sunat. Au sosit primii invitați. Cine? Mocanu și Haralam. Mocanu da. Și Haralam. Erați copii mai când stă, am plecat. Cum vă merge, mă, băieți? Bine, bine. Eu contabil, el paznic de zi. Mă, nu așa, mă, tu n-ai stil, mă, băiatule, nu așa se subtilizează, mă. Ia stați, voi, stați. Bună ziua. La ce oră sosește avionul care a decolat de la București la ora 10:30? A aterizat acum o oră. Iar eu nu pricep nimic. De azi a intrat în vigoare orarul de vară. De azi. Dar fiți liniștiți, dacă ați avut pe cineva în avion, totul s-a desfășurat normal. Normal. Toți pasagerii au călătorit excelent. Aolea. Îmi pare rău, dar nu vă pot ajuta cu nimic. Mulțumesc, tovarășe. Au o oră avansă asupra noastră. Să ne grăbim să-i ajungem din urmă. Ia uite-l. I'm high. Păi mai adus-o pe duc de-asta, forestier. Pa scurtătură. 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 Și auzi? Dă-mi una Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhoarea.
Mănâncă tu că și tu ai băut. Eu n-am băut, că am tâmpit. Lasă-mă, că toți am băut. Așa e când mergi cu avionul. Trebuie să vei, că altfel ți se face rău. N-ai spus tu. A zbura, a zbura, a zbura. Cum ne înfățișe măsura? Cumpărător de vin, vezi, gata. Uite, ține de... Uite schitul. O oră am făcut. Au mai sosit doi. Începători. Mișul e să iei încet ca o mare admirație pentru tine. Intrați, băieți, așa intrați. Salut, drăguțeilor. Poftiți, poftiți, poftiți. Știți, pe drum ne-am gândit să vă facem o mică surpriză. Toate astea le-am recoltat numai pentru dumneavoastră. Un portofel, un colier splendid. Oh, pardon. O piesă rară. Bun, bun. Un cadou. Poftiți, 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 luați loc. Poftiți, poftiți. Ei sunt ultimii, au sosit toți. Bine, bine, tăchiță, tratația. Tratația. Noroc. 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 Luați loc, ca la dumneavoastră. Mi-era dor de voi și acum ciudat încerc un sentiment de invidie. Ce folos că am la dispoziție mapamondul, vile în Mexic, pe coasta de Azur. Ce folos că trebuie să-mi comand un avion personal, altfel nu mai răspesc cu deplasările. Ce folos dacă îmi lipsește aerul Bucureștiului, orașul marilor mele lovituri. Voi, chiar dacă vă merge greu, voi respirați aerul ăsta. Mocanu și Haralamb, n-am uitat că vă plăceau havanele. Am adus special pentru voi câteva cutii. Havane, diplomat, v-am adus și ceasuri, de aur. Nu știu că n-ați făcut și voi rost de atâtea ceasuri, dar astea au fost purtate de prinți, mă. De prinți, încoronați și neîncoronați. Tu, Mocanule, o să porți ceasul prințului de Martini. Haralamb, tu pe al regelui petrolului. Mișule, nu era cazul să te deranjezi. Lasă-mă, băieți, că îmi face plăcere. Îmi face plăcere să iau de la bogați, să dau la săraci. Îi fi vreun haiduc, hă? Un haiduc. Modern. Whisky! Din stocul reținut pentru regina Angliei. Mă, să nu spuneți că miroase a ploșnițe, că vă cârpesc. Maestre, e adevărat că ați fost închis la Sing Sing? Drăguțeilor, dacă n-ai trecut pe la Sing Sing, înseamnă că ți-ai ratat cariera și nu te-a luat nimeni în serios. Am stat la Sing Sing doar pentru a fi primit în rândul clasicilor în viață. Iar când m-am plictisit, am evadat și m-am retras la vila mea de la Acapulco. Acolo mă retrag eu, după afaceri extenuante. Ați auzit de Acapulco, nu? Să lăsăm gluma. V-am chemat să vă propun o lucrare. Fie că acceptați, fie că nu, veți avea fiecare din partea mea câte 10.000 de lei. Cine acceptă va fi recompensat în plus, procentual. Am putea organiza împreună un export în stil mare de icoane. Bisericile pe aici nu sunt prea bine păzite. Oamenii sunt naivi și pentru voi va fi o jucărie să le luați. Eu le valorific peste graniță. Metoda am verificat-o personal. A mers. Beneficiu? Pe puțin câteva zeci de mii de dolari. La ora actuală, prima icoană de mare valoare se află încă în spatele butiei de muscat otonel. Mâine la dejun, Gogu și băieții lui, fără să știe ce-i stavă fac, o vor depune... În mâinile miliției. Maestre dragă, degeaba a stat la Sing Sing dacă i-ați trimis după icoană pe cine? Pe Gogu și pe aleații lui. Ăștia sunt și tâmpiți și păguboși. Intră de 5 ori pe an la pușcărie și se iau bine cu miliția. Da, da, chiripitori. Știu asta că am fost și eu cu ei. Maestre dragă, îmi pare rău de capul, de gândirea dumneavoastră strategică, dar nu sunteți în mijlocul vieții. Aici este multe lucruri noi, nu? Nu, nu poți să faci așa, că ajunge așa, nu? Ui, ui! Prieteni, recepția s-a încheiat, din păcate.
Ne vom revedea, sper, curând. În orice caz, dacă reușesc sau nu, aveți fiecare un cec de 10 bătrâne. Amintire de la mine. În schimb, mormânt. Altfel, să nu se-și baldovin. Mai rămâneți 2 minute. Tache, părăsesc domiciliul ăsta. Reține un apartament la Intercontinental sau Atene Palace. Voi trebuie să plecați cu primul avion. Toți ăștia au cazier. Ce n-aș da să știu ce au discutat între ei? De ce nu-i întrebi? Uite, am să-l umflu pe ăsta și am să-l întreb. Cu ce drept? Pentru ăsta am mandat de arestare. De 2 săptămâni umblu după el și nu-l găsesc. Bine că mi-a ieșit în cale. Alo, alo. Poftim. Am auzit că dumneavoastră căutați circa 10 miliție. Adică... Să mergem împreună, sunt aici cu mașina. Să rămână. De un an de zile în stoc creierii să găsești ceva și până la urmă m-am agățat de o icoană. Mai bine lipsă. Aici mă sufoc, mă! Te rog, nu te enerva, dar nu te înțeleg ce nevoie aveai de acești 3 compliși nesiguri. Și mă, Tache, mă, voi pe aici vorbiți mult și realizați puțin. Să-ți explic. De Dumbrăveanu aveam nevoie. El a reprodus icoana potrivit indicațiilor mele. A lăsat copia și originalul l-a ascuns într-un anumit loc. Nu puteam să-mi permit riscul transportului. Și am trimis pe găgăuția să-l aduc. Simplu, nu? Dacă mergem așa, Cristolovene, ajungem poimine. Ce să fac, tovarăș capitan? Asta nu e mașina mea, știți și dumneavoastră. Vorba e mai bine poimine de a să ajute. Da, da, da. Mai prinde tu hoțul poimine. Hei! Călugări! Sfinți părinți! Maici! Nu-i nimeni! Nu-i nimeni! Mă jucă-ți-mi! Așa-ți-mi! Stai frumos! Auzi? Voi rugați-vă și bateți mătănii. Ce sale? Mătănii, uite așa, pupă pământul, că nu mai ești la Făcărești! Auzi? Dacă vin călugării, le spuneți că tocmai îi așteptați în poș și rugăciune. Eu mă duc să caut crama. Auzi? Nu vă răspândiți. În 2 minute sunt înapoi. Ule, 2 minute și ceva. Vețivule, chiar. Hai. Mai cascați ochii la mine și notați în carnețe. Părintele Nifon o să aibă grijă de Trifoi. Părintele Vasile o să ducă căruța la oraș. Dar să nu iei apa și iasură. Ca să mai cumpere niște scânduri pentru gardul de lângă Iaz. Ca să nu mai intre drașia lui Pandel. De adușerea și punerea puiților o să mă ocup eu personal la după amiază cu cuviosul Smarandachi. S-o înțeles. E bine și adă. Las, spovedește-te. Poftim dumneavoastră la spovedanie. Toarnă tot ce ai săvârșit cu voia și fără voia prietenilor tăi. Tot ce ai săvârșit cu fapta, cu gândul, cu mâna, cu ochiul. Începe cu închisoarea Văcărești. Când eram acolo cu prietenii mei Gogu și Patraule, am jurat ca odată ieșiți să nu mai intrăm niciodată acolo. Să te audă Dumnezeu, fiule. Să rămână, părinte. Ia. Un moment, pleacă, taică, du-te-mă, du-te-mă, stai jos, copila mea. Spune cu ce ai greșit, ce ai pe suflet. Dar mai repede că mai așteaptă și alți păcătoși. Sunt mulți păcătoși de când cu prima vara asta.
Eu n-am greșit cum crezi dumneata, părinte. Eu nu greșesc așa. Am găsit un portofel cu bani. Și m-am gândit ce să fac. Să caut pe gubașul, să-l dau, să-l dau. L-am adus aici, la mănăstire. Portofel cu bani? Cu ce sumă? 500 de lei. 200 am cheltuit, iar restul am adus ființei voastre. A, și mai ai 300. Bine, bine, lasă-i la mine. Lasă-i la mine. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Ce credeți, părinte? Mă iartă Dumnezeu? Da, te iart, te iart. Du-te, du-te, păpușe. La revedere, păpușe. Pa! Pa! Ce faceți, mă? Gogule! De asta ți-a dat-o bani, ca să-i dai pe lumânări! Stai că te explic, Gogule! Am spovedit-o păcătoasă, Gogule! Să vezi ce frumos am spovedit-o! Uite-o! A mers simplu, anormal de simplu, să facem cruce și să spunem o rugăciune. Da. Da. Îți mulțumesc, Doamne. Da. Iau. Da. Doamne. Îți mulțumesc ție, Doamne, pentru 300. Oh! 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 Unde sunteți, mă? Cine tulbură liniștea domnului pe aici? Iertați-ne, taică, părinte, dar noi n-am scos nicio vorbă, nu vrem să tulburăm. Parcă era cineva care făcea zgomot. Poate alții s-au învârtit pe aici, cine știe, n-ați văzut vreo trei inși care... Mi-ați tulburat rugăciunea cu zarva voastră. Repet, taică, părinte, n-am scos niciun cuvânt. Cum n-ați scos? Ați strigat, v-ați dat de-a tumba, ați chiuit. Unde vă treziți? Nu, noi abia acum am picat, poate alții să vă fi... tulburat. Când s-a întâmplat? Să tot fie. Știu eu acum. Mă aștept la mașină. Tu urmărești-i cu câinele. Mulțumim, taică, părinte, mulțumim. Hai să-l întrebăm pe tovarășul tăietor. Lasă că-l întreb eu. Bonjour. Mă, nene, mai e mult până departe? Merge sau să vede. Nene, la gară. Încotro e gara. Așa, tot drept. Câți kilometri sunt până acolo? Cam 7 kilometri peste deal de acolo, azi drept. Dar nu găsi o mașină pe drum să ne ducă până acolo? Cam rar trec mașini pe aici, dar... Ieșiți la șosea, că o să găsiți, poate. Sunt două imesiuri ale miliției trecute în sus. Ale miliției? Da. De ce să caute mașini de miliție aici, unde sunt numai lăcașurile domnului? Se spune că s-a furat icoana aia făcătoare de minuni și mare zarvă în mănăstire. Icoana? Da. Dom'le, noi vrem să mergem la București, dom'le! Du-te, eu vreau să merg la București, dom'le! Eu vreau la București, în partea asta, drept înainte, puțin la stânga și drept la înainte! La stânga? La stânga și drept înainte! A plecat, hai! Păi ce faceți, mă lăsați cu asta aici? După noi! Uite, ați auzit de miliție și gata și fugit! De plecăciul aia de jos! Ia, o, pregătite! Îți mulțumesc! Gogule! Măi, trandafire, unde mă... Eu sunt debil, mă, ce faci? M-a lăsat ăștia pe... Unde... Stai că drăg! Cine ești? Tovarăși, capitan. Cine e acolo? Eu sunt Părvulescu. V-am confundat cu Mocanu. Hai, mă, Părvulescu, totdeauna îmi faceți figuri de astea. Unde mă duc, dau de voi? Am aflat că niște borfași vor să atace schitul. Bă, temeam că au ajuns înaintea noastră. Ce borfași, bă? Care borfași? Unde vezi tu borfași? Sunt pe drum, trebuie să apară, vă spun eu. Tovarăși, capitan, tovarăși plutonier a arestat un călugăr. Rămâi aici, hai mai uite că iar face la provocare. Opa, ce e cu asta? Îl ținea în loc de carte de rugăciuni. Am mirosit-o din prima clipă, tovarăș capitan, că ăsta și-a făcut ucenicia de călugări la Văcărești. Hă? Ce? Ia să văd.
Ia te uita. Mă mărgi. A, nu, ăsta e al lui, că am verificat eu. Da? Mă mărgi, că ce faci tu aici, mă mărgi? Parcă tu lucrai în București, sectorul 8, Gara de Nord. Ți-ai lărgit raza de acțiune, mărgică, te-ai călugărit? Ia fă tu o mărturisire completă la toarși căptan. Aflasem că domnul Vasilescu a furat icoana aia și a ascuns-o aici. Și ce ți-ai zis? Păi m-am gândit să-i fac figura, că prea se crede dat dracului. Alo? Cum să operezi el pe teritoriul patriei noastre? Adică el să o fure și noi nu. Hai. Hai că te-ai aranjat de 4 ani. Hai. Poate și mai mult, că intră și la port ilegal de armă. Ia stai să pun mâini. Pleacă dracu-te aici, veți. Pleacă de aici! Gogule, nu vrei să te ajut? Nu. Eu m-am decis să te ajut. Ia-mi! Mănâncă coaje! Dacă era o icoană simplă, însemna 2-3 ani pușcărie. E o icoană făcătoare de minune asta. Îți dă 6-7 ani. 7 ani și ceva. Pune-o jos că m-a nenorocit. Nu mai pot. M-a nenorocit. Da. Oule, ce? Cât palci să-ți spargi sticla? Lasă-mă, lasă-mă. Dom'le, ce ne facem? Că împotriva voinții noastre dăm mereu de dracu. Să recunoaștem cinstit. Nu, nu, îl dăm în gât pe Vasilescu ăsta. Și contractele noastre, Paris, Londra, Tokyo, o să le refuze. Are dreptate. Gogule, pe-ți pini picior. Nu-l pot bisca, Gogule. Pedeapsă lui Dumnezeu? Ce pedeapsă? Ai căzut 200.000 de ori ca o plăcintă. Hai. Am găsit. Noi doi ne continuăm drumul pe șosea până la gară, Patraulea prin pădure. La gară dă un telefon la miliție, că noi am găsit ceva suspect, nu știm ce, și nu vrem să avem neplăceri. Miliția intră în acțiune, pac, pac, și dacă ne ajunge din urmă, le arătăm planșeta. Dacă e ceva în ea, avem acoperire și față de Vasilescu. Înțelegi? Asta e. Am trădat pe cineva? Pe cine am trădat, frate? Dacă nu ne ajunge miliția, treaba lui Vasilescu. Hai, Patraule, marș. Gogule, Gogule, nu mă trimite pe mine, că eu nu țin minte ce trebuie să zic, Gogule. Pedeapsa lui Dumnezeu. Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia. Gogule, nu-ți bagi joc de mine. Nu, domne. Să țin minte sau mai bine îmi scrii? Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o toată. Și dacă uit ceva? Păi îți notez pe hârtie. Gogule, ăsta e prea bel, o să le încurce. Tocmai. Dacă miliția întreabă pe urmă ce e cu scrisoarea, dăm vina pe el. Când se îmbată, face sesizări. Ai prins-o? Mănâncă. Ce te miri? Mănâncă și tu, că e bună la ulcer. Hai, cântă la nai, dragă. Așa. Ia, că e pădurea mare. Ți-aducem și vreascuri. Și tu crezi că ți le cumpără cineva? Cine-ți cumpără icoanele astea făcătoare de minuni? Mă, întâi să le vedem noi luate. Le cumpără bine, nu le punem la loc. Luăm de alea mai mici, că și astea merg. Dar vreau să știi că ăsta e sectorul nostru. Nici nu are decât să fure din Spania, din Portugalia, din Roma, Elveția. Zici și tu vreo două țări. Belgia, Franța. Așa, vezi? Și dacă ne vede. Cine, mă? Hai, mă, las-o. Care-o fi din ele? Eu zic să le luăm pe amândouă și luăm și câteva mai mici. Mm-hmm. Încet, încet! Fără călăcini! Hai să ieșim din sfânta biserică. Bine, mă, băieți, voi nu știați că astea sunt icoane făcătoare de menuși, că vi se poate întâmpla orice, mă, pungașilor, mă, să poate, mă. Lupii, doamne! Am văzut lupii, doamne! Înger, îngerașul meu, care mi l-a dat Dumnezeu, iartă-mă, doamne! Doamne, iartă-mă! Înger, îngerașul meu, icoana n-am furat-o eu! Hoțul, prinde-l!
Înger, îngerașul meu, ajută-mă, doamne! Bine că am făcut popasul ăsta, că nu mai simțeam picioarele. Cam un ceas și se întunecă de tot. Normal ar fi fost ca până acum să fim arestați. De ce arestați? De ce arestați? Chemați să dăm explicații. Dar pe unde o fi rătăcind patraulea? Nu fi găsit telefon. În pădure, telefon. În București mai zici, dar în pădure, în secolul 20. Ia taci. O mașină. O mașină. Stați! 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 Am stat? Să trăiți! Să trăiți, tovarășe capitan! De când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite? Ce aveți voi cu mine, că doar eu nu sunt asociatul vostru? Cum o să fiți dumneavoastră asociat cu noi? Dar tocmai ne gândeam, poate ne puneți unele întrebări în legătură cu sesizările prietenului Patraulea. Cu sufletul la gură v-am așteptat să ne întrebați, spre exemplu, ce avem noi aici? Exact, exact. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Noi aici. Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte. Da, exact. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Nu știm. Pe onoarea mea că nu știm. De asta l-am trimis pe Patraulea ca să se sesizeze miliția și să ne spună miliția ce ne-a pus nou acolo. Ce, Patraulea? Lasă, lasă, Patraulea. Ia să-mi spuneți voi mie ce aveți aici. Cristola mea. Ia vezi. Icoana făcătoare de minuni. Gheozdanele și la școală cu voi. De data asta pe termen lung. Nu, nu, n-am furat-o noi. Noi am fost simpli executanți. Ce executanți? Simpli comis voiajori. Și nici nu știm ce ducem acolo. Avem dovezi că l-am trimis pe prietenul Patraulea. Domnul Vasilescu ne-a promis niște contracte în străinătate și ne-a rugat să-i ducem planșeta. De unde să știm noi ce acolo? Bravo, mă, țip la mine. Mă scuzați, am nervi slab. Vasilescu? Aha. Mă, băieți, mă, ce m-aș face eu fără voi, mă? Cristolovianu, ce zici, îi luăm cu noi? Da. Hai să luăm, că noi putem lăsa aici, că vine noapte. Hai, poftiți, poftiți. Uite ce, eu vă cunosc foarte bine, știi? Ne cunoașteți, dar eu am scris ca să am dovezi. Adică nu, nu ca să am dovezi. Am scris ca să o vedeți. Nu, eu v-am prins, dar te orice. Eu am martori. Nu, dacă vine Patraulea, se rezolvă tot. Să trebuie să vă aștepta. Ce? L-am prins pe Patraulea. Ia te uite să vezi să nu crezi. Patraulea, dați-mi voi să caut hârtia. Dragi capitan, era mort de beat. L-am dus în spate cât am putut, pe urma leșinat, și l-am urcat în căruță, că nu mai puteam să-l duc. Dă-te, mă, jos, ce cauți, mă, în căruță? Lupi! Unde te-am trimis eu, mă? Dă-mă hârtia în coa. Dă-mă hârtia, mă, dă. Am văzut Lupi! Dă-mă hârtia, pauzi! Mă, valence, Lupi! Vine hârtia! Lupi! Dă-mă, te-am mâncat-o, Lupi. Dă-mă! Am văzut Lupi! Uite, tovarăși capitan, asta e nota scrisă de mine. N-a putut să dea telefon, că zic că au apărut Lupi. Cine știe ce câi, ce oi, că n-are școală și e ieșit în pic. Lupi! Și beat, și oi, și ne-a omorât, tovarăși capitan. Ce facem? Mă, băieți, îmi pare rău de tot ce vi s-a întâmplat, dar să știți că de data asta o să-mi fie foarte greu să fac ceva pentru voi. Păi cine v-a pus să vă încurcați tocmai cu Vasilescu? Sau cine știe, poate că salvarea să vă vină chiar de la Vasilescu. Predecheia și oprește un taxi. Scumpii miei prieteni, ce plăcere îmi faceți, dragii miei! V-am adus și valetul. Și ne iertați, a întârziat avionul și ne era frică că nu vă mai prindem. Da. V-am rugat, domnul Vasilescu, să semnăm contractul. Desigur, sigur. Ori aici, ori la aeroport, nouă ne-e indiferent. Ne-ar face onoarea să vă conducem. Dacă vreți să mă conduceți, mă simt emoționat. Da, taxiul. Nu, avem noi taxiul e afară. Așa. Luați geamantanele. Da. Poftiți. Da, vă rog, vă rog.
Pasagerii, bagaje, red. Bagaje, red. Și cu contractele, ce facem? Și le trimit prin poștă, nicio grijă. Vă rog, ce aveți dumneavoastră în coletul acesta? Nu e nevoie, pentru că dumneavoastră e străin. Ui. Doar planșeta aceasta ne-ar interesa. O simplă planșetă de desen. Dacă e simplă, cu atât mai bine, să vedem cine. Câteva peisaje, sunt pictor amator. Pictor amator, câteva peisaje și o icoană de valoare inestimabilă. Scuzați. E desen. Da, am vrea și noi să știm ce se află aici. Aștros! Icoană făcătoare de minuni. Să mă mănânce lupii din cauza dumitale, nu? Londra! Paris! Osaka! Îmi luam și eu un tranzistor nou. Toyota! Dumneavoastră o să mergeți cu noi. Și voi. De ce? Da, și voi. Noi? Unde? Pentru ce? Știți voi de ce. Și unde? Doamne, fă o minune, Doamne. Și pentru mine o minune, Doamne. Ce ți-am cerut și ce mi-ai dat, Doamne? Și pentru mine una, în total trei. Că e rău acolo, Doamne. Doamne, scoate pălăria. Degeaba, acum e prea târziu. Dacă erați oameni serioși și vă vedeați de treabă și nu vă băgați în toate porcăriile, nu mai era nevoie să vă rugați acum. Tovarășe capitan, dați-ne voie să încercăm, că toți suntem aici. Tatăl nostru, cum e asta? Înger-îngerașul. Așul meu. Carte. Cățeluși cu părul creț, fură rasa din coteț. Nu-i asta, Doamne, nebun, nu vă luați după el, Doamne!